De dimineață, polițiștii Capitalei au efectuat percheziții în 20 de locații de pe raza județelor Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și municipiul București, vizate fiind mai multe persoane care practicau ilegal taximetria. Polițiștii au avut depus în executare 24 de mandate de aducere la audieri. Suspecții sunt acuzați de tâlhărie, înșelăciune și privare de libertate. Poliția Capitalei face în această dimineață 24 de percheziții și pune în aplicare 24 de mandate de aducere pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor comise cu violență. Perchezițiile au loc în București, județele Giurgiu, Ilfov și Dâmbovița. Polițiștii vizează membrii unei grupări suspectați de săvârșirea unor infracțiuni în zona transportului de persoane. Așa zis și taximetriști păcăleau și tâlhăreau clienții prin suprataxare. Dacă nu li se achitau cursele, aceștia recurgeau la acte de violență și amenințări. Taximetriștii își atrăgeau clienții la sosirea pe aeroportul Otopeni, le ofereau transport și îi suprataxau chiar dacă efectuau o cursă de doar câțiva kilometri.